S-a fost la știți pe Diana Cluzin ca aici, ca să nu ne caute. Bună ziua! Și noi suntem, și cum atât țară suntem? Nici o problemă. Eu și le-am spus că nu am vrept să dau voia la mine, că nu-i permis. La masă. Și eu zic că la masă, acum la 8 jumate? E că cine mai împiedică și accesul la... Nu, băieți, fără acces, neacces, nicio problemă. Eu avem oameni, nu coboră. Problema e tragedia. Vine cu o problemă și doamna îi întoarce. Nu întoarce nimeni, nu e doar un în serviciu care ieșește și lucrează, băieți, ceva. Nu vine să ajunge că este doamna. Bună ziua! Să întrebiți 20 la juristă, acum. Doamna de sărbat, da, știi. Nu suntem 20 sau este vorba dacă vine cineva. Noi de atâta am venit să ne contrăm? Da. Nu ascultăm, care e problema? Uitați, domnul, care e problema? Mi spune Mătăsarul și Bregă, că cunoaște. Mătăsarul, Mătăsarul, nu-i cunoaște bine. Eu scot rogoace, nu țineți minte. A, domnul, dar cred că... Scuze? Prățesc, cu nevoie, Mătăsarul. Cazul este următor. În 2013 a fost un caz de tortură în penitenciarul Capol. În acest caz a fost implicat inclusiv șef penitenciarul, și cu el sub angajați lui Boșată. Au torturat 3 persoane, din care 2 erau minori. Cunoașteți cazul ăsta? Eu am două. Alexandru Malina. Cazul din 2013. Haideți noi facem un fel următor. Dumneavoastră vorbiți, iată domnul... Eu protocolez, noi nu facem interogator. Haideți să facem un fel următor. Eu sunt sigur că dumneavoastră trebuie să știți cazul ăsta, că cazul ăsta a fost... Domnul Mătăsaru, hai să facem un fel următor. Așa. Dumneavoastră vorbiți, se notează... Cu greu s-a început tot cu ajutorul. Dumneavoastră v-ați implicat cu reprezentanții din Cacol, că s-a pus dosarul pe rol, s-a pornit, adică s-a pornit o investigație, a ajuns în judecată. Între timp, pentru a asigura unele măsuri, ambii deținuții minori au fost discutați în penitenciarul 13-19 să fie mai departe de torționari. Torționarii au fost lăsați în funcție în continuare. Să vedeți ce se întâmplă în 2013. Curs jos. Unul dintre minori, victimă în pătrestări și decedează, cum s-a spus, că a fost strangulat. S-a fost strangulat. Adică acolo sunt dubii care l-a văzut, spune că a fost, de ce s-a fost avea corp vânătăi, se mai spune că a fost violat, apoi a fost strangulat. Mai departe, din 2013 până acum merge examinarea în judecată. Acești care spus sub nevinuire, s-a lăsat în funcție mai departe și ce fac de mai departe. Acum am pe 13, pe unul din cei minori care au rămas în viață, al transferă dintr-un bloc în altul, din 123, în camera 53, cu un alt deținut din Cahul, CPL, sau cum... Ei, cu nume Găgăuz. Da, cu nume Găgăuz. Fapt că în 2 zile acest deținut l-a dus la condiția pe Cătana Ion, unul care a fost care e victimă și acum se parte vătămată în dosar. Parte vătămată și în judecată, a l-a dus la condiția. Îi face pres alte metode cum e. Și asta l-a dus într-o celulă, l-a dus în 2 zile la condiția, după ce a fost adus la condiție, îi sună cum îi spune, Oper Vania din Capul, Oper Vania de telefonul, prin intermediul telefonului, îi dă telefonul lui Malin Alexandru, care e responsabil și până în prezent este șef. Malin Alexandru îi dictează prin telefon ce să scrie o cerere, care în această cerere indică că el a fost nevoit să spui minciuni, că i-a dictat altul, Jirelie Simeon, care tot parte vătămată, adică să-l fac vinovat pe Jirelie și să, prin modul ăsta, cu cererea asta, să o prezinte judecată și să aibă... Să fie achitat. În continuare, aceste pressing-uri continuă asupra lui Jirelie.
Am fost la penitenciar, după ce am fost la penitenciar să discutăm cu șeful penitenciarului, sindicalul ăsta, acest jerede, i-au făcut percheziție în celulă și i-au făcut scris rapoarte de ce sunt încălcări. Adică a fost, el avea o posibilitate să iasă la condiționat. Acum posibilitatea asta i-a fost distrusă. Adică se refluiesc inclusiv. Rugămintea noastră, vă rugăm frumos, cred că nu e necesar cum spune și predecesorul dumneavoastră Munteanu, că e nevoie o cerere de la dânsii ca să interveniți. Să interveniți în cazul dat, fiindcă acum se decide ce ține actul de justiție asupra torționarilor, ce ține influența acestor torționari, nu-i pot spune definitiv, fiindcă încă nu s-a expus, dar instanță, dar ei influențează prin canalele lor, prin colegii lor, influențează aceste victime. Adică îi aduc la acea condiție că ulterior noi putem spune că nu mai este vorba de o justiție eficientă ce ține de acte de tortură. Numele acestui condamnat este Jilei Simeon, care a mai rămas în viață și care face... Și minorul Ion Catana. Minorul, fost minor, acum deja s-a maturizat, dar... Ion Catana. Se află ambii în penitenciarul pe 13. Ce vreau să remarc? Că ambii au avocați, dar activitatea acestor avocate este dubii. Și s-a demonstrat, adică eu m-am convins că ei nu apără clienții săi acești torturați, dar apără interesele torționarilor. Vă rugăm chiar insistent, interveniți, luați sub control chestia asta, chiar monitorizați. Și dați-vă cu părere de ce torționarul a rămas în funcție, șef de penitenciar, dacă el e acuzat de tortură și încă asupra 3 deținuți, dintre care 2 minori. E posibil să rămână el în funcție, să folosească toate pârghiile lui administrative? Asta mi se pare. El trebuia să fie nu doar arestat preventiv, dar suspendat, dat afară din funcție. Măcar... Probabil instanța l-a lăsat, dar de ce nu ia nimeni atitudine? De ce e posibil așa ceva? Cum să fie anchetat de tortură, să continui să fii funcționar de stat, reprezentant șeful penitenciarului? Uitează consecințele care îi distrug propriile, îi aduc, aduc la condiție cei care martorii, părțile vătămate influențează într-așa mod. Mai mult că este deces pe acest caz. Un deces care dosarul a fost mușamalizat, adică acces cine a avut acolo în celula și l-a luat la o... Învelit și l-au pus. Acces n-a avut nimeni. Adică martori, practic, dacă sunt și făptuitori, adică cazul nu cred că a fost investigat cum ar trebui să fie. Și asemenea cazuri sunt mai multe. Verificați câte decesuri au fost și în ce condiții. Și cine a fost atras la răspundere pentru asta? Și ar fi asta bine ca un funcționar să permită, adică prin influență, să permită să aducă condiții, să creeze niște condiții ca să... în favoarea altor colegi, folosându-se de abuziv de postului sau de funcția lui. Clar, încă? Până și asta. Vă rog frumos, dacă acum pe data de 20, mi se pare că eu vă spun exact când e procesul de judecată, dar până atunci, vă rog, nu să nu așteptăm. Puteți să vizitați, să ascultați direct ce spun aceste părți vătămate victime. Ei sunt lăsați iarăși în continuare în mâna torționarilor. Puteți să vizitați, ei se află în pe 13. Jilei Simeon și Cătanu. Dar eu nu dau. Iată care este o întrebare. Dumneavoastră acționați în baza unor puterniciri sau... Nu, suntem cetățeni implicați, victime ale torturii din aprilie 2009. Nu, haideți să ne înțelegem. Pe cazul Jelege și este o femeie cu dumneavoastră, ea este careva... Nu, noi toți protestăm pentru că ne pasă de drepturile omului. Am fost și la penitenciar și am protestat și nu a ieșit nimeni să comunice cu noi, niște gardieni doar care ne spuneau că nu avem dreptul. Okay. Haideți să ne ascultăm unul pe altul cel mai bine. Înseamnă că dumneavoastră ați sesizat acest caz și îl aduceți la cunoștință nouă. Pentru că nu intervine nimeni de la penitenciar. Și strană, dumneavoastră, nu cunoașteți pe cazul dat. Adică, ba da, cred că știu anumit juriști de la ei, dar nu știe domnul Cotorobai, nu știe domnul Lazar. Se publică chestia asta. Sunt niște surse care au acces tot. Adică la toți parcă ar fi
Înseamnă că dar noi înțelegem pentru că dumneavoastră ați venit la noi. Să transmitem un mesaj care a ajuns la noi de la deținuți. Care a ajuns la deținuți și noi să luăm atitudine. Că sunteți avocați poporului, nu? Pentru asta sunteți numiți în funcție. V-am supărat că v-am numit avocații poporului? Nu. Păi ce reacționați așa? Dar ce implică să spun? Pentru că așa vorbesc eu. Vă deranjează vocea mea? E bine, e foarte bine, e foarte bine. Noi vrem să înțelegem. Înseamnă că dumneavoastră mesajul nostru, dumneavoastră l-ați adus, noi îl luăm ca... o sesizare oficială. Și trebuie să reacționăm... Ne-am înțeles. Așteptăm reacția avocaților poporului. Da. Și noi trebuie să reacționăm în modul cuvenit, în modul prevăzut de lege. Mai funcționează comitetul antitortură? Mai sunteți parte din comitetul acela? Mai faceți vizite inopinate în penitenciare? De care nu ați făcut prevenirea torturii? Așa, acela, da. Acum, în această etapă, mecanismul nu funcționează, ceea ce nu înseamnă că nu se duc... Dar e condus de ombudsman, nu? Dați-mi voi să explic. Avem o lege nouă, conform legii noi... Despre ombudsman, lege nouă, sau despre prevenirea torturii? Legea 52, care a fost adoptată anul trecut. Conform legii noi, este creat un nou, e o nouă structură, o nouă componență a Consiliului Și încă nu s-a anunțat concurs, n-ați recrutat alți oameni. Eu încerc să vă explic. Da, dar legea e veche, deja ar trebui să funcționeze, nu? Frumos. Noi, un an de zile, am așteptat avocat poporului. Și iată, l-avem de câte luni, domnul Cotorobai? De câteva luni deja. Da, să vă explic, pentru că dumneavoastră să activez. Pentru ca să facem, scriem acest Consiliu Consultativ, am nevoie de un regulament de activitate oficială. Regulamentul nu este încă adoptat. Tot parlamentul a adoptat. Exact. Clar, am înțeles. Deci politicienii sunt vinovați. Dar asta nu înseamnă că angajații oficiului nu merg în penitenciar. Și această sesizare, evident, că va fi neapărat. Ne-am înțeles. Așteptăm o reacție pe site-ul ombudsman ca să nu mai venim iar la ușă. Și să ne întâlnim cu femeia ce e ră. Până și vă organizați voi, acum doctora mergem toți. Și presiunele, da. Iată, un alt deținut. Un alt deținut, plămădeală, s-o plâns la judecătoria Râșcani unui coleg de-a nostru jurnalist, că e hărțuit, că s-a omorât față de el un alt deținut și gata, a dispărut, nu mai comunică cu mama, să vedem mâine dacă o să-l aducă măcar în instanța de judecată, dacă nu cumva e mort. Plămădeală. Deci, eu personal am vizitat de acum activa penitenciară, am fost la Rezina, am fost la deținuță pe viață, am fost la Soroca, la cei cu dizabilități care și în penitenciar. Deci, pe data 26, eu fac întâlniri cu toți șefii de penitenciare din mundul. Că e ziua antitortură, îmi pare că, nu? 26, da, ziua internațională, tocmai așa. Unde a să treacă această întâlnire? Vă rog să ne informați pe noi. O să ne uităm pe site, ombudsman.md. Da, domnule, e corect. Noi o să publicăm, o să publicăm pe site această informație și toate persoanele cu interesate... Eu vreau să fac un cunoștință, să văd fiecare și știu ce e. Am înțeles. Cu invitația departamentului, deci eu vreau să vorbesc cu tine. Să-i văd fiecare în voi, să-i știu cu cine și atunci să începem mai departe cu ajutorul dumneavoastră la toți, să vedem care și unde vine. Să treacă această... Auzi că încă e de lucru și încă nu știi dacă o să fie public, așa că spăcoi-se.